Vă spun bun găsit, dragi telespectatori! Ce reprezintă sănătatea pentru fiecare dintre noi? Aflăm răspunsul astăzi de la doamna dr. Florinela Stojanović, medic, medicină holistică și homeopatie. Vă spun bun găsit, doamna doctor! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ne întâlnim așa online, ca de obicei, în ultimul timp. Legat de sănătate, legat de medicină holistică, e foarte simplu. Sănătatea nu înseamnă nimic până la o anumită vârstă când te îmbolnăvești prima dată și înseamnă totul când ești bolnav. Dar ce reprezintă sănătatea pentru fiecare persoană în parte? Cum definiți dumneavoastră sănătatea? Sănătatea este bunul cel mai de preț, deoarece, în primul rând, că este un dar divin, sănătatea, să știți. Este un fel de cadou pe care Dumnezeu ți-l dă, Universul ți-l dă, datorită faptului că tu ești echipat fără să știi, din punct de vedere energetic și în fizic, cu tot felul de sisteme, cum este sistemul imunitar și cu tot felul de aparate și organe care funcționează și care îți mențin fără ca tu să știi, pentru că este la nivel, să spunem, fiziologic acest lucru, fără ca tu să știi, îți menții starea de sănătate. Acum e foarte important ca tu să fii prezent și conștient că ai această tehnologie avansată în interior, pentru că așa arată, e o tehnologie, și să încerci să fii prezent la ea și nu cumva să o sabotezi, că o să vedem că o sabotăm, măcar să o susții cumva și să înțelegi de fapt cum funcționezi. Doamna doctor, spuneați dumneavoastră că sănătatea este bunul cel mai de preț. Când ar trebui să o apreciem sau care ar fi demersurile pe care ar trebui să le facem astfel încât să rămânem sănătoși? Cred că cel mai important este să facem prevenție și știți și dumneavoastră că această pandemie care a trecut ne-a arătat acest lucru, că nu am făcut prevenție, nu ne-am întărit sistemul imun. Ar trebui de mici să învățăm mai mult despre sănătate. Noi învățăm puțin anatomie și cam atât, fiziologie. Medicii învață ceva mai mult, dar nu tot, pentru că nu învață foarte mult despre această integralitate care este sistemul uman, adică nu învață conceptele de 4D, da? Învățăm la un loc partea sufletească, de exemplu, nu știm nimic despre partea sufletească ca medici, o mare problemă, ea există, e acolo și produce tot felul de probleme în corp dacă nu ținem cont de ea. Pe de altă parte, ar trebui să începem să introducem în sistemul social tot felul de cursuri, tot felul de informații despre starea de sănătate, cum se menține starea de sănătate, pentru că unul din lucrurile care nu sunt spuse în momentul ăsta și e o pierdere foarte mare care duce la boli, este faptul că odată sistemul imun trebuie să fie neapărat susținut natural de mic, adică trebuie pur și simplu să ne pregătim pentru acest lucru și medicii și pacienții. Apoi că este foarte important să căutăm din nou naturalul, că ne-am depărtat de la natural și asta e o mare pierdere pentru sănătate la nivel global. Pe de altă parte, ar trebui să vedem impactul mental-emoționalului asupra corpului fizic, lucru care nu-l știm și nu știm cum să lucrăm cu partea noastră emoțională. Apoi trebuie să învățăm mai mult despre ego, pentru că nu prea învățăm și nu înțelegem ce e ăla ego și cum funcționează el și cât e armonic și când este disarmonic. Nu știm nimic despre partea sufletească, medicii trebuie să înceapă să învețe despre partea sufletească, habar n-avem, am lăsat asta decât la nivelul preotului și este foarte bine, dar vedeți, este o problemă care impactează boala și sănătatea și deja trebuie să începem să lucrăm despre acest lucru și trebuie să ne școlim pacienții.